Consilierii locale au aprobat programul manifestărilor organizate de zilele Slatinei. Prima zi a evenimentului este mâine, 20 ianuarie, când se împlinesc 648 de ani de la atestarea documentară a orașului. Zilele Slatinei încep odată cu data de 20 ianuarie, dată istorică pentru municipiul Slatina. În data de 20 ianuarie, Hrisovul dat de vlai cu vodă către negustorii brașoveni arată că acest oraș a fost înființat practic documentar în 1368. Chiar în prima zi vom fi răsfățați cu două concerte ale Orchestrei de Cameră a Filarmonicii Oltenia Craiova, la Centrul Cultural Eugen Ionescu, unde va avea loc și vernisajul Salonului Național de Fotografie Etnografica. Gala superlativelor îi va aduce pe scena centrului pe cei care au contribuit și în 2015 la dezvoltarea Slatinei. Vom premia atât societăți comerciale, instituții ale statului, cât și ONG-uri pentru activitatea care a făcut ca ele să se remarce în municipiul Slatina și pentru colaborarea, buna colaborare cu primăria municipiului Slatina. La Gala Campionilor vor fi acordate burse, premii și distincții elevilor, sportivilor, profesorilor și antrenorilor pentru performanțele obținute în 2015. Peste 40 de cupluri care au împlinit 50 de ani de căsnicie în anul care tocmai a trecut vor fi premiate pentru fidelitate și vor fi răsfățate cu un concert susținut de Aurel Tămaș și taraful său. Slatina Dragoste Astea mea se încheie duminică 24 ianuarie de ziua Principatelor Române, cu toate cele cuvenite acestei zile istorice și cu un spectacol extraordinar susținut de Lidia Buble și Andra Full Band Live. Militarii americani de la Deveselu vor fi și ei alături de slătineni la aceste manifestări, iar autoritățile le vor face o surpriză. Anul trecut am avut un eveniment foarte, foarte interesant. Au fost prezenți în municipiul Slatina și au cântat și ne-au încântat diplomații jazzului, formația de muzică de estradă și jazz a Flotei Marinei pentru Africa și Europa. A fost un eveniment intercultural extrem de interesant și am considerat că merită o diplomă pentru faptul că au venit la Slatina și am reușit ca împreună să cunoaștem și din muzica americană și ei să cunoască din muzica românească. Întregul program al manifestărilor Slatina Dragostea Mea, ediția 11-a, îl găsiți pe site-ul Olt TV.